Incidentul a avut loc pe 17 noiembrie, în jurul orei 18, într-o gospodărie din satul Holoșnița, raionul Soroca. Potrivit oamenilor legii, bărbatul de 55 de ani a venit să-și cheme rudele la nunta fiicii sale. După ce au stat la masă, s-a iscat un conflict între bărbat și nepotul acestuia de 32 de ani. Între bănuit și victimă s-a iscat un conflict, urma cărui fapt, bănuitul fiind în stare avansată de ebrietate, cu cuțitul de bucătărie l-a înfipt pe victimă în cutie toracică în regiunea inimii, în urma cărui fapt ultimul a decedat. Acum pregătirile pentru nuntă s-au prefăcut în pregătiri pentru mormântare. Bănuitul, adică nepotul victimei, este reținut. Bănuitul își recunoaște vina și este reținut pentru 72 de ore în Inspectoratul de Poliție Soroca. Pe acest caz este pornită o cauză penală. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul de 32 de ani riscă până la 15 ani de închisoare.